Ne-am întors la Tunari, lângă București, pentru transmisiunea directă a meciului dintre Tunari și Chindia. Meci din etapa cu numărul 14 din Liga a doua. Îi vedem pe cei doi capitani, fundașul central de la Tunari, Mihai Leca, și de asemenea un apărător central și de la Chindia, Cornel Dinu, sunt cei doi capitani. Mihail Sebastian Lăstun este arbitrul acestei partide, arbitrul de centru. Să remarcăm prezența la una dintre tușe a unei tinere din Iași, Ana Pușcașu, de asemenea la cealaltă linie Gabriel Neagu. Și iată echipa trimisă în teren de Diego Longo pentru Chindia. Dorin Railean este în poartă, apărarea cu Ionuț Albu, Cornel Dinu, Andrei Marc și Roberto Romeo, mijlocul cu Maxim Cojocaru, Mateo Fedele, Victor Bogaciuc și Alin Boțocan, în atac Ante Jivković și Robert Moldoveanu. Îl avem în imagine pe fundașul central al celor de la Chindia, Andrei Marc, iar acesta este centralul Sebastian Lăstun. De partea cealaltă, Tunari, cu George din Tunari, care sunt pentru prima oară în Liga a doua și de asemenea pentru prima oară în grupele Cupei României și obține rezultate bune în aceste competiții până acum. Va fi lovitură liberă pentru Tunari după această intrare a lui Marc, cel care a făcut hands acolo. În ultimele 7 etape de campionat. Oh, dar ce fază! Gol! Gol senzațional! Marcat de Chindia prin Jivković! Minunată această fază și Jivković, fotbalistul revenit în primul 11 la Chindia, dă lovitura. El a trimis în bară în debutul acestei partide. Iată-l acum marcând golul care face diferența. Foarte frumos acest gol marcat de Ante Jivković, atacantul croat al formației oaspete. Încă o dată această centrare a lui Robert Moldoveanu și Jivković câștigă duelul cu Leca, marcând acest gol foarte frumos. Ante Jivković marchează primul lui gol în Liga a doua pentru Chindia. Foarte frumoasă și centrarea lui Robert Moldoveanu. Prejmereană pentru marcatorul unicului gol din acest meci, Jivković. Croatul Jivković îi trimite celui care i-a pasat atât de bine în faza golului, Moldoveanu. Și este golul marcat de Chindia prin Robert Moldoveanu. Moldoveanu, gol și pasă de gol în acest meci. Da, lucrurile sunt tranșate aici la Tunari. Chindia rămâne în lupta pentru promovare, rămâne în lupta pentru calificare în play-off cu această victorie muncită ce se conturează la Tunari. Robert Moldoveanu cu al 7-lea lui gol marcat în acest sezon în Liga a doua. Revedem această minge a lui Jivković pentru Robert Moldoveanu. Moldoveanu îl depășește pe barfă și apoi mingea este deviată în proprie poartă de Leca. Este de fapt un autogol al capitanului celor de la Tunari. Nu i-aș acorda totuși acest gol lui Robert Moldoveanu, chiar dacă, sigur, contribuția lui este foarte importantă.